Dați-mi voie să îi invit pe colegii mei care au pregătit niște informații legate de această inițiativă, sigur concretizată într-un proiect de tip Erasmus, dar această inițiativă de anvergură mult mai largă, mult mai cuprinzătoare, care va deschide, sunt convins, perspective cu totul deosebite pentru universitatea noastră, dar care în același timp ne aduce în față niște provocări deosebite. Una din, să spunem așa, sarcinile pe care toți partenerii le au în atenție este de a disemina esența acestui proiect, conținutului, activitățile viitoare, către comunitățile academice și studenții universităților participante. Acesta este și scopul acestei prezentări de astăzi. Am să o invit pentru prima prezentare pe doamna profesoară Cristina Câmpean. Dânsa este director a biroului Erasmus+, dar în același timp este responsabilă din partea universității cu implementarea acestui proiect. Vă rog frumos, doamna profesoară, aveți cuvântul. Da, bună ziua, mulțumesc frumos, domnul prorector. Am să pornesc prezentarea. Și am să vă spun câteva cuvinte despre această inițiativă europeană care s-a concretizat pentru universitatea noastră în ceea ce se numește Universitatea Europeană de Tehnologie EUT+. Oare de ce nu merge? Așa. Aceste universități europene fac parte dintr-o inițiativă a Comisiei Europene, care a fost lansată pentru prima dată în 2019, când a fost primul call pentru aceste tipuri de proiecte, să spunem, de fapt nu le spunem proiecte, le spunem inițiative, iar scopul acestei inițiative este de a reuni o nouă generație de europeni creativi, care să fie în măsură să coopereze în mai multe limbi, la nivel transfrontalier și interdisciplinar, pentru a aborda provocările sociale cu care se confruntă Europa, inclusiv deficitul de competențe. De ce s-a luat această hotărâre? Pentru că încercăm să creăm niște universități ale viitorului și mediul academic din întreaga Europa a fost chemat la a veni cu sugestii, cu idei, cu noi abordări ale spațiului academic, astfel încât să fim pregătiți pentru provocările care urmează în zona europeană. Așa cum spuneam, a fost a doua competiție de proiecte pilot sub umbrela Erasmus. Noi am participat și în prima competiție din anul 2019, a doua a fost în acest an, dar anul trecut am fost la un punct cu doar 81 de puncte, ceea ce ne-a făcut ca în acest an să fim mult mai hotărâți ca să câștigăm și să ne mobilizăm mult mai bine în scrierea proiectului. În acest an au fost 62 de cereri, au fost selectate 24 de alianțe pe tot cuprinsul Europei, care cuprind 165 de instituții de stat. Primul call au fost acceptate în consorții care au fost câștigătoare doar trei universități și toate trei din București, iar la al doilea col sunt șapte universități din România. Printre universitățile tehnice care fac parte din universități europene se regăsesc Universitatea Tehnică din Cluj, Politehnica București, Institutul de Construcții București și Politehnica Timișoara. Deci iată că suntem doar patru universități tehnice din România, deși au fost foarte multe aplicații și de la alte universități tehnice care au reușit să câștige în această competiție. De ce aceste universități europene? Pentru că deja s-a observat
că cercetarea are o componentă comună și există o intensă colaborare între statele membre, între universități, între institute de cercetare. Dar colaborare, această comunitate, să spunem, a educației la nivelul spațiului european. Și atunci se încearcă crearea acestui nou spațiu de colaborare între universități și institutele de învățământ superior. Și atunci, universitățile europene, așa cum sunt definite de către acest col și cum sunt definite, de fapt, de către Comisia Europeană, sunt alianțe transnaționale care vor deveni universitățile viitorului, promovând valorile și identitatea europeană și revoluționând calitatea și competitivitatea învățământului superior european. Acest lucru se va putea face prin acest col al universităților europene, dar și prin alte proiecte care sunt lansate, alte coluri care sunt lansate, tocmai a lucra în sinergie cu acest proiect și a sprijini înființarea acestor proiecte europene. Cum sunt proiectele Horizon 2020, proiectele de parteneriat strategic din cadrul proiectului Erasmus, dar de asemenea și proiecte în cadrul COST prin crearea de rețele de colaborare între universități. Despre aceste proiecte vă va spune mai multe colegul meu Marius Purcar, cu care am și scris această aplicație, care se pare că a ieșit până la urmă câștigătoare. Agenda de transformare a învățământului superior se va realiza conform unei viziuni pe termen lung, care va contribui la accelerarea transformării instituțiilor de învățământ superior. Deci, afară de educație, cercetare, inovare și implicare socială, se urmărește apropierea spațiului european între educație și cercetare. Deci, cercetarea să fie mai implicată în partea de educație și invers. Și din această cauză există atât de multe coluri la ora actuală care încearcă să rezolve această provocare. Așa cum se știe în prezent, misiunea universităților este educație superioară, cercetare și transfer tehnologic. Noile misiuni ale universităților viitorului, așa cum le prevede acest col și, și Comisia Europeană, sunt să se ofere noi căi pentru a crea o diversitate de plină a cetățenilor spre o educație și a oferi competențele pentru a se descurca într-o Europa care este în continuă transformare. De asemenea, să se îmbunătățească performanța economică și să existe o mai mare flexibilitate al celor care sunt implicați în diverse parteneriate. Deci, într-un fel, partea economică, industria, companiile să fie mult mai prezente în mediul universitar. Și de asemenea, o acțiune politică ghidată către soluții durabile printr-o reflecție culturală asupra problemelor complexe ale tehnologiei și societății. Aș vrea să mai amintesc aici de un obiectiv al Comisiei Europene care se referă la realizarea spațiului european al educației până în 2025, care a fost publicat la 30 septembrie 2020. Deci, iată, acum 6 săptămâni, să spunem, și în care se dorește examinarea împreună cu statele membre și altor părți interesate, dezvoltarea posibilității realizării unei diplome europene. Diplomă europeană care să faciliteze furnizarea de diplome comune ale alianțelor universitare, dar care să fie recunoscute la nivel național. Și acesta este unul din obiectivele pe care și noi le-am pus în proiectul Universității Europene de Tehnologie și iată că, de fapt, el se regăsește și în documente care au apărut ulterior aplicației noastre. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că se va permite studenților de la toate nivelurile și de la toate disciplinele să aleagă ce, unde și când să studieze în cadrul membrilor unei alianțe transnaționale universitare. Și aceasta se poate face prin mai multe mecanisme, de care am să vă spun câteva cuvinte în continuare. Și de asemenea să se dezvolte un cadru de reglementare în care o astfel de diplomă ar putea fi incorporată
care să ofere vizibilitate și recunoașterea educației primite la aceste mai multe instituții. Deci, practic, studenții să aibă posibilitatea să studieze câte un semestru în diferite universități, în cadrul unei aceleași alianțe, aceste studii să fie recunoscute, iar la sfârșit, printr-un anume mecanism, să reușim să oferim o singură diplomă, diploma Universității Europene de Tehnologie, recunoscută în toate statele membre. Ei, și atunci a început această aventură a înființării acestei universități, care cuprinde din Europa universitățile pe care le vedeți pe această hartă. Suntem foarte bine poziționați din punct de vedere geografic, iar acești parteneri ai consorțiului universitar sunt Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences, Universitatea Tehnică din Riga, Letonia, Universitatea Tehnologică din Dublin, Irlanda, Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria, Universitatea Tehnologică din Cipru, Universitatea Politehnică din Cartagena, Spania, noi, Universitatea Tehnică din Cluj și Universitatea de Tehnologie din Troyes, care este și Franța, care este și coordonatorul proiectului. Valorile fundamentale ale Universității Europene de Tehnologie sunt: tehnologia trebuie văzută ca o paradigmă completă, ca un întreg, nu doar un lucru care este asociat tehnologilor și inginerilor. Trebuie să avem astfel o viziune europeană asupra tehnologiei, să încercăm să fim cât mai buni în ceea ce facem, deci excelență în tot ceea ce predăm și ceea ce cercetăm. O localizare deschisă, însemnând că se vor crea așa numitele campusuri deschise, studenții putând să se deplaseze de la o universitate la alta în cadrul aceluiași program de studiu, o mare diversitate, învățarea centrată pe student și se va prefera impactul teritorial și european al învățării în locul clasamentelor, deci în locul rankingurilor, astfel încât rezultatul absolvenții pe care noi îi pregătim să fie foarte bine integrați în industria, în societatea, în companiile la nivel teritorial și european. Deci o învățare pentru toată lumea, nu doar pentru elită. Și aceste valori fundamentale se pot concretiza pe baza următoarelor idei, care sunt regăsite în pachetele de lucru ale aplicației: o curiculă comună la fiecare nivel, atât la licență cât și la master, cercetare și instruire în cercetare, multilingvism și în inclusivitate, integrarea societății civile în utilizarea tehnologiei, o mobilitate intercampus completă și fluentă, un management convergent și eficient al campusurilor și relații externe comune și puternice. Fiecare dintre aceste idei se regăsesc în pachete de lucru și sunt subdivizate, bineînțeles, în mai multe categorii, care implică tocmai pregătirea spre a ajunge la acest cel, însemnând multilingvismul, transdisciplinaritatea, integrarea societății comune și, în final, obținerea unei singure diplome europene. Pentru pregătirea acestui proiect am avut foarte multe întâlniri, sigur ele au fost și în cursul anului 2018 și 2019 pentru aplicația din 2019, la care nu am reușit, dar pentru aplicația din 2020 au fost mai multe întâlniri de lucru la care au participat reprezentanți ai Universității Tehnice, dar și studenți. Tot timpul studenții au fost implicați în luarea deciziilor, în a da soluții, în a-și spune părerea la toate aceste idei pe care le-am amintit înainte și să știți că au idei foarte pertinente și sunt foarte bine conectați la spațiul european. Și acum, aici este un grafic în care sunt pașii care vor fi urmați de către Universitatea Europeană de Tehnologie. Aș vrea să încep cu faptul că un Memorandum of Understanding a fost semnat la 4 februarie în acest an, chiar la Cluj,
de către rectorii celor 8 universități, Memorandum of Understanding, în care s-au schițat activități comune, necesitatea creșterii integrării managementului între universități la nivelul Universității Europene și o strategie de armonizare a curriculei. Acest memorandum a fost semnat înainte de a ști care este rezultatul aplicației, de fapt chiar înainte de a depune aplicația. Ceea ce arată că toate cele 8 universități eram cu toții hotărâți să inițiem această universitate europeană, indiferent de rezultatul aplicației. Sigur, această aplicație, fiind considerată câștigătoare, e cu atât mai bine pentru că avem și baza financiară pentru a putea îndeplini toate scopurile. Vor urma mai mulți pași, pasul 1 în 2023, pasul 2 în 2025 și pasul 2 și pasul 3 în 2029, astfel încât la sfârșitul anului 2031 să se poată semna un act de federalizare a universității, să avem o federație de universități și toate obiectivele pe care ni le-am propus să fie aduse în faza de a putea fi complet implementate în spațiul academic și de cercetare al Universității Tehnice. Memorandum of Understanding, care a fost semnat, cuprinde acordul pentru această inițiativă a Universității Europene de Tehnologie, General Mission Statement, în care sunt preconizate principalele idei și obiective, de asemenea, acordul pentru înființarea laboratorului de tehnologie și cultură europeană și, de asemenea, un cadru general pentru armonizarea curriculei la master, care este unul dintre obiectivele din primii pași ai universității. Așa cum spuneam, acest memorandum a avut loc, semnarea acestui memorandum a avut loc la Cluj. Suntem foarte mândri că a fost chiar la Cluj, în data de 4 februarie. Au fost prezenți toți rectorii celor 8 universități. Președintele în cazul Universității din Troyes, pentru că denumirea în Franța este președintele universității, dar ceilalți, așa cum îi puteți vedea în această imagine, sunt rectorii universităților. Consorțiul, și atunci s-a înființat acest consorțiu și am aplicat pentru Universitatea Europeană. Consorțiul este constituit în jurul unei viziuni comune, al cărui pilon central este definit ca sub motoul Think Human First, în ideea de a nu desprinde tehnologia de societate. Tehnologia trebuie înțeleasă ca un element care face parte din societate, nu este o chestie elitistă, care se referă doar la inginerie sau doar la tehnologie. Obiectivele Universității Europene de Tehnologie sunt aliniate complet cadrului strategic pentru cooperarea europeană, educație și formare și cu agenda reînnoită a Uniunii Europene pentru învățământ superior, adoptată de Comisie în mai 2017, și inițiativele prezentate în documentul spre un spațiu european de educație până în 2025, document în care se regăsesc și liniile, să spunem, directoare, dacă nu sună prea ca înainte de 89, pentru a obține această diplomă, singură diplomă europeană. Liniile care se pregătesc în cadrul Universității Europene de Tehnologie sunt următoarele și sunt acțiuni în care întreaga comunitate academică este invitată să participe. Garantarea recunoașterii automate a creditelor alocate cursurilor predate în cadrul instituțiilor din consorț. Crearea unui nivel de licență, master și doctorat, care în final va conduce la această diplomă unică. Integrarea completă a programelor din cele 8 universități pentru a oferi studenților posibilitatea de a alege campusul și modalitatea de dobândire a creditelor,
Facilitarea mobilității studenților pe baza unui card de student unic european, European Student Card, care este din nou o cerință a Comisiei Europene, care va oferi acces la toate serviciile, biblioteci, facilități de sport, recreere, cazare, chiar transport, în toate cele 8 campusuri. Același card se va emite și pentru personalul academic și administrativ din universitățile din consorțiu, tot în ideea de a asigura acces la toate serviciile din toate cele 8 campusuri. Stimularea învățării pe tot parcursul vieții prin integrarea ofertelor și crearea și dezvoltarea unui portofoliu unic EUT+, asta înseamnă că se va crea acest portofoliu care va fi alocat fiecărui student, portofoliu care va urmări studentul de la admitere până la finalizarea studiilor, pentru a putea se putea ține evidența tuturor cursurilor și activităților pe care le-a efectuat în fiecare din universitățile în care el dorește să participe. Recunoașterea creditelor obținute în universitățile partenere. Dezvoltarea de politici instituționale pentru acces egal cu accent pe incluziune și egalitate de gen. Stimularea creativității și inovației prin reașezarea disciplinelor umaniste în programele de inginerie, dezvoltarea unei infrastructuri comune, resurse de bibliotecă, bază de date, platforme de învățare și cercetare. Vreau să vă spun că se vor crea mai multe, să spunem, elemente din acestea de infrastructură pentru a avea acces la posibilitățile de predare, pentru a avea acces la bibliotecă. Suntem sprijiniți și de o mare firmă de IT din Franța, care se numește Atos, și care va crea această infrastructură comună, astfel încât cu toții să avem acces la tot ceea ce au acces cei din universitățile partenere. Încurajarea multilingvismului în condițiile în care în campusurile consorțiului se vorbesc 9 din cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și sunt utilizate 3 alfabete folosite în Uniunea Europeană. Și acum, dacă îmi permiteți, am să vă pun un mic film care se referă la această Universitate Europeană de Tehnologie. Mulțumesc. Am să continui cu pachetele de lucru pe care noi le-am prins în această aplicație, care sunt în număr de 8. Primul se referă la coordonarea generală și la managementul întregului consorțiu. A doua se referă la incluziune. Al treilea pachet, pentru care Universitatea Tehnică este lider, se referă la realizarea unei curricule europene comune pentru, în prima fază, pentru învățământul de master, pentru anumite direcții, dar și crearea unei
infrastructuri comune pentru a putea împărți între noi metodele de predare, să spunem. Pachetul 4 se referă la cercetare și transferul tehnologic. Pachetul numărul 5 se referă la capacitatea de a avea campusuri deschise astfel încât fiecare student să poată să se simtă în campusul unei universități partenere, să spunem, la fel ca acasă, din punctul de vedere al facilităților pe care le are. Și în această idee este și cardul studențesc european. De asemenea, se va realiza infrastructura pentru a putea să schimbăm informații la nivel academic sau, să spunem, între profesori. Pachetul numărul 7 va crea o identitate comună acestei universități pentru a putea să avem relații și parteneriate cu alte universități, inclusiv cu universități de pe alte continente. Și, în sfârșit, pachetul numărul 8, care se referă la sustenabilitate și diseminare. Aici sunt pachetele. Eu am să pun la dispoziție această prezentare, am să o pun pe grupul pe care fac prezentarea. Cine dorește să știu eu să afle mai multe despre ce se întâmplă fiecare dintre aceste pachete de lucru. După cum spuneam, pachetul numărul 3 este cel la care lider este Universitatea Tehnică din Cluj. Și aș vrea să amintesc că, de asemenea, Universitatea Tehnică din Cluj este co-leader și la pachetul numărul 1, care se referă la partea de management. Astfel încât fiecare dintre aceste pachete sunt coordonate de una dintre universitățile din consorțiu și cu o co-coordonare a unei alte universități, dar toată lumea este implicată în toate cele 8 pachete. Noi suntem responsabili de această curiculă europeană care va, așa cum spuneam, va începe mai întâi la nivel de master. Doar de actul de înființare a și al desemnarea la nivelul Uniunii Europene a fost semnat la 4 noiembrie. Și aș vrea să vă invit să intrați și pe site-ul Universității Europene de Tehnologie, site care este univtech.eu și care este prezentat în toate limbile consorțiului, inclusiv în limba română. Vă mulțumesc și aștept întrebări. Mă gândesc să dau cuvântul înainte colegului meu, Marius Purcar, să vă prezinte a doua parte. Și după aceea, sigur, așteptăm întrebările voastre și discuțiile care sper să fie. Mulțumesc! Marius, nu te auzim! Marius, deschide microfonul! Mulțumesc pentru sugestii, mulțumesc pentru prezentarea excelentă a doamnei profesor Câmpian despre Universitatea Tehnologică Europeană, Universitatea Europeană de Tehnologie, de fapt. Am avut șansa și onoarea să fac parte din grupul care a contribuit la inițierea, la scrierea acestui proiect. Și acum mă prezint încă o dată pentru cei care mă cunosc. Sunt conferențiar în cadrul Departamentului de Electrotehnică și Măsurări al Facultății de Inginerie Electrică. Și acum o să vă prezint câteva acțiuni pe care noi le-am desfășurat în cadrul acestei universități. Deși actul de semnare al proiectului de finanțare al proiectului s-a întâmplat doar aceste zile, iar aceste acțiuni țin să continue ceea ce a încheiat de fapt Cristina, faptul că the adventure just began, putem spune just began, ci că avem în continuare ongoing adventures. Și cam asta ar fi titlul acestei prezentări. Îmi vedeți ecranul? Cred că toată lumea îl vede. Da. Bun.
Deci, Ongoing Adventures cu Universitatea de Tehnologie Europeană și vă prezint câteva dintre acțiunile comune pe care le-am desfășurat, începând cu 4 februarie, data în care s-a semnat memorandumul de la colaborare dintre cele 8 partenere sau dintre cele 8 instituții partenere. Da. Primele, să spunem, sau n-a fost simplu, dar primele acțiuni au fost cele în zona elementelor de identitate vizuală comună și, după cum și doamna profesor a prezentat, s-a trecut la crearea unui card european de student. În cazul de față este un card de student cu revers comun pentru fiecare student din EUT+, care să permită accesul atât la materiale de curs online, cât și la servicii oferite de fiecare universitate gazdă, cantină, biblioteci, cazare, reduceri în oracele gazdă pentru tot felul de activități, atât culturale cât și transport și alte multe facilități pe care nu le pot prezenta în momentul de față chiar toate. Ideea este că acest card are o identitate creată de un designer din cadrul Universității Troyes și se aplică tuturor începând din anul acesta, se va aplica, sperăm și la noi se va tipări în curând, tuturor studenților sau tuturor cadrelor studențești eliminate de acum create de acum încolo. Bun. Acestea sunt elemente de identitate vizuală, v-am spus, n-a fost simplu, dar s-au realizat într-un consens. Alte elemente au fost crearea de prime structuri sau proiecte comune. Neavând un cadru clar de colaborare decât cel în urma acelui memorandum of understanding, s-a pornit de la câteva paragrafe, articole din misiunea comună, acela de a participa împreună la proiecte de cercetare finanțate din fonduri europene, angajamentul partenerilor de a participa la aceste proiecte împreună și la apelurile respective, plus experimentarea și crearea de structuri care să ajute la implementarea acestei inițiative. Astfel s-a trecut la crearea unor rețele sau crea premisele creierii unor rețele de cercetare transdisciplinare prin promovarea domeniilor forte de cercetare a celor 8 parteneri din domeniile specializărilor inteligente, care au la bază o strategie comună pe puncte forte ale fiecărui partener, o hartă comună a competențelor de cercetare, crearea unei rețele tematice puternice, crearea de institute comune de cercetare în EUT+, mobilitate și întâlniri fizice regulate între cercetători. Acestea au fost, în prima fază, cel mai simplu de abordat aceste acțiuni, deoarece partea de cercetare la nivel european, după cum spunea și doamna profesor, este sau a fost mai ușor de înțeles și de abordat și de apropiat prin aceste acțiuni, urmând ca acestea să fie dublate și de acțiuni pe plan educațional și didactic. Acum, legat de misiunea comună, de mission statement, există și un plan, planul acela de integrare, care își propune ca până la finalul anului 2023, când și acest proiect se va considera finalizat și deja începem să funcționăm cu puteri mai mari de alianță, se realizeze mai multe laboratoare în comun. În cazul de față ar fi 5 laboratoare. Este destul de ambițios obiectivul, dar considerăm destul de ușor de realizat. Realizarea de proiecte în comun, cam 15% din aplicațiile depuse
să fie realizate de parteneri care să le depună în comun, publicații comune și evenimente de cercetare comune. Astfel s-a trecut și s-au realizat primele structuri comune, iar prima structură realizată, care a fost și menționată în memorandumul de colaborare, a fost Laboratorul European de Cultură și Tehnologie, care se numește, are abrevierea ECTLA Plus, și acesta a fost o inițiativă și o idee a profesorului Noel Fitzpatrick de la Universitatea Tehnologică din Dublin, care își propune să realizeze cercetări și investigații profunde cu privire la natura și funcția tehnologiei. Ca obiective concrete, aș putea menționa promovarea transdisciplinarității în cadrul Universității Europene, integrarea cercetătorilor din domeniul științelor, cercetărilor din domeniul științelor umaniste și sociale în activitatea generală de cercetare EUT+, crearea unei mase critice de cercetare în științe exacte, științe sociale, științe umaniste și arte în cadrul EUT+. Și urmează, sunt în curs de acțiunile, sunt deja pornite, crearea unui institut în materiale și nanotehnologii, EUT+, un laborator de sustenabilitate, un laborator Data Science Laboratory. Deja prima acțiune sau invitațiile pentru prima acțiune au fost lansate. Este o inițiativă a coordonatorului din Troyes, de la Universitatea din Troyes. Laboratorul de sustenabilitate este o idee a partenerului de la Universitatea Hochschule din Darmstadt, și laboratorul de data science este în curs de să spunem, inițiativa este acum pornită, vom primi informații suplimentare în, să spunem, în timp scurt. Acum, aceste structuri, da, dorim să le creăm. Avem acum și primele aplicații de proiect comun, care au început să curgă de la data semnării memorandumului de colaborare și s-au aplicat pentru mai multe proiecte. Primul proiect s-a numit Universal Language for Academic Description and Information Exchange, proiect educațional, un proiect finanțat din inițiativa Erasmus Plus, un proiect al 2 pe 36 de luni, care își propune să dezvolte o structură de unități de predare, curicule și execuție de sau metode de și elemente comune de pedagogie în inginerie și în inginerie. Acum, pe lângă acesta, s-a lansat un alt proiect care la fel a fost finalizat, s-a trimis și a fost acceptat pentru finanțare, etică și ecologie în educația tehnologică, sub laboratorul ECTLAB, în care de asemenea suntem parteneri. La fel este un proiect mai mult educațional, face parte din inițiativa Erasmus K2. Și acest proiect își propune să analizeze implicațiile tehnologiei în învățământul, în educația, și care sunt, să spunem așa, elementele de sustenabilitate pe care societatea le aduce în acest context. Își propune să înțeleagă tehnologia nu doar ca o știință, dar și ca un mod prin care să devenim mai umani. Ceea ce elemente pe care doamna profesor le-a prezentat și în prima parte. Acum, alt proiect care este deja în faza de
de submisie, de să spunem, de finală pentru a trimite evaluatorilor este Improving the Quality of Learning Studies Offered to Students in EU Engineering Education. De data aceasta este un proiect de tipul COST, care se va desfășura pe 18 luni. University of Future, Futurist, un proiect care își propune să adreseze și să provocările și cum să pregătim universitățile pentru a cincea revoluție universitară, University 5.0, universitățile viitorului. Ca să subliniez, primele două proiecte, Ludea și Etico, deja sunt în fază de contractare. S-au mai depus este în faza de scriere un proiect Creative Intensive Learning Experience, CRILEX. Iar alte două proiecte depuse sub inițiativa Horizon 2020, Public Adherence and Mental Health și Equalizing Decision Making Participation in Studies and Research by Implementing Gender Equality Plans, din păcate nu sunt finanțate încă. Aceste inițiative au fost, cum să spun, spontane. Majoritatea au fost agreate și inițiate în cadrul consorțiului sau în cazul alianței. În final, v-aș prezenta o inițiativă foarte importantă pentru universitatea noastră, care tocmai s-a depus și s-a depus împreună de toți cei 8 pentru crearea de echipe, de echipe multidisciplinare și definirea de activități în domeniul cercetării pentru crearea unor noi abordări ale managementului cercetării, inițiative, dezvoltare, evaluare, dezvoltarea capitalului uman și a managementul carierelor, relațiile știință-societate, infrastructură comună, dezvoltarea unui vocabular comun în cercetare, analiza și a informațiilor și orientarea deciziilor în cercetare. Acest proiect se numește European University of Technology Experimentation to Transform Research Activities and Steering, EUTEXTRAS. Iar în acest proiect, noi ca universitate coordonăm pachetul de lucru numărul 1, care se referă la dezvoltarea resursei umane și managementul carierelor. Bineînțeles, aceste inițiative, aceste aplicații s-au desfășurat într-un cadru care nu era încă finanțat, deci au fost doar inițiative. Proiectul de-abia acum începe să finanțeze. Aceste inițiative sau aceste 8 proiecte sunt proiecte care aduc în bugetul proiectului sau suplimentează bugetul proiectului și tocmai de aceea, din acest moment, vă așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră cu propuneri noi și de parteneriat cu cei 7 membri ai alianței și alți parteneri naționali și internaționali, nu sunt excluși, dar nu numai de tip educațional, chiar de cercetare. Deocamdată contextul nu ne-a permis să intrăm în proiecte, neapărat proiecte de cercetare. Dar cum? Prin acest EUT Plus Office in UTCN, care este în curs de organizare și, practic, data lui ar trebui să fie de înființare, ar trebui să coincidă cu data de semnare a finanțării proiectului, care tocmai se va întâmpla zilele acestea. Vă mulțumesc pentru atenție și aș încheia cu același, cu motul universității, Think Human First.